Un bărbat în vârstă de 79 de ani a condus un autoturism pe A1 dinspre municipiul Lugoj înspre municipiul Timișoara. La un moment dat, acesta ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani care se deplasa în fața sa. În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost proiectat într-un alt autoturism ce circula regulamentar în fața sa, condus de un bărbat în vârstă de 41 de ani. Bărbatul în vârstă de 39 de ani, precum și un minor în vârstă de 5 ani, pasager în autoturismul condus de acesta, au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.